Astăzi vă vom prezenta specia lufa cilindrica, lufa sau buretele vegetal, ce a fost luată în studiu începând cu anul 1962 la secedele Buzău, iar în prezent avem omologat un soi ce poartă numele de Elida. Fructele tinere pot fi consumate asemenea dovlecelului, însă trebuie culese înainte de a deveni fibroase. Totodată, de la plantele de lufă se pot consuma atât frunzele, cât și semințele prăjite. La noi în țară, lufa este recunoscută cel mai frecvent datorită buretelui vegetal biodegradabil folosit în industria cosmetică, ce permite o îngrijire delicată a pielii, stimulează regenerarea celulară și activează circulația sângelui. Pe lângă rolul său tradițional în cultură, cultivată ca plantă decorativă, legumicolă sau ca o burete vegetal, astăzi lufa se cultivă și pentru extragerea fripilor din tulpini și a uleiului din semințe. De asemenea, este utilizată pentru fabricarea de pălării, tăl de pantofi și covoare de baie. Bureții naturali din lufă sunt moi și nu produc zgârieturi, ceea ce îi face potrivit și pentru curățarea veselei și altor obiecte de uz casnic. Bureții de lufă pot fi utilizați pentru preluarea șocurilor, cum ar fi în cazul cășilor de protecție, ca izolator fonic la vehiculele blindate, precum și ca filtre de aer pentru motoare. Fibrele frunctelor mature sunt folosite și în izolarea locuințelor, domeniul de utilizare ce începe să se extindă din ce în ce mai mult, mai ales în cazul caselor ecologice. În încheiere, ținând cont de interesul dumneavoastră crescut față de această cultură, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, la începutul anului viitor, vom avea spre comercializare bureți vegetali și semințe de lupă, iar început cu luna martie răsaduri. Vă mulțumim că ne urmăriți și ne susțineți în tot ceea ce facem!